Bună seara, bune mei prieteni! Mă bucur foarte mult să vă revăd și mesajele pe care le-am primit în această perioadă au fost de încurajare și mesaje prin care dumneavoastră v-ați exprimat dorința cât mai grabnică de însănătoșirea mea. Eu vă mulțumesc pentru toate mesajele frumoase pe care le-am primit. Eu m-am bucurat ca orice om de empatia pe care ați manifestat-o, dar aici se încheie toate dulcegăriile. Noi revenim la același mesaj de luptă. Cei care m-ați întrebat de ce n-aș slăbi un pic și de ce n-aș îndulci moldovenii ăștia, măcar în clipe când ne confruntăm cu situații pur omenești, eu vă răspund așa cum v-am spus întotdeauna. Un partid politic nu trebuie să se adune în jurul dulcegăriilor. Un partid politic nu trebuie să se adune în jurul unor aprecieri reciproce a unor succese din trecut sau a unor închipuite, știu eu, dexterități sau talente ale oamenilor. Mie îmi repugnă și eu, pe mine mă enervează găștile astea în politică în care își zic unul altuia maestre și povestesc întregii lumi cât de extraordinari sunt ei. În aviație, în care sunt implicat plenar, se spune că nu există piloți buni. Despre piloți se spune la trecut că au fost buni, pentru că așa e o ocupație în care, în orice caz, dacă nu se termină cu o dramă sau cu o tragedie, te poți face de râs. Eu cred că la fel este și în politică. Nu vom aduna oameni în jurul nostru, în jurul unor dulcegării. Eu m-am confruntat cu, pentru că sunt persoană publică și noi trăim o situație foarte dramatică, am să vă spun câteva detalii din ce prin ce am trecut eu, pentru că experiența mea poate fi utilă și altora, deși eu nu am de gând să vă povestesc detalii despre boală propriu zis, că nu sunt medic. COVID-ul este o boală extrem de periculoasă. Este o boală extrem de complicată. Eu cred că mulți oameni au murit și mai mor din cauza informării greșite a acestor oameni. Deci cauzele sunt complexe. Un sistem medical, eu am trecut prin această boală, în momentul în care sistemul medical este în colaps, în momentul în care sistemul medical nu mai poate răspunde necesităților bolnavilor și pacienților. Și de aia am fost nevoit, am fost obligat să-mi gestionez, cred eu, cu inteligență și cu foarte multă implicare propria mea boală. Este foarte complicat pentru că deciziile pe care le puteți lua pot fi greșite întotdeauna, dar întotdeauna trebuie să știți că această boală trebuie tratată din momentul în care vi s-a întâmplat să vă infectați și să conștientizați că sunteți infectați. Există o perioadă în care nu poți accepta așa ceva. Deci, din momentul acela, trebuie să vă gestionați propria boală și să țineți minte că în anumite situații contează nu zile, ci ore contează pentru a lua o decizie corectă. Eu am avut o dublă pneumonie cu afectarea 30% din plămân și această boală am sub controlul unui medic, am trecut-o acasă, am trecut-o pe picioare, n-am stat o clipă în pat, m-am mișcat în toată perioada asta de timp și cred că am reușit să ies cu sechele cât mai puține datorită faptului că am gestionat-o corect. Eu cred că foarte multă lume moare din cauza că ia decizii incorrecte. Din cauza asta, consultați-vă, întrebați pe oricine, căutați un medic. Institutul Medicilor de Familie este terminat, este dărmat. Nu vă bizuiți pe medicii de familie. Ei nu au nici timp, nici competență și nici dorință să se ocupe de dumneavoastră. Căutați prin prieteni medici care deja au experiența de a lupta cu COVID-ul. Nu vă grăbiți să mergeți în spitale pentru că pe lângă o infecție virală puteți să contractați o infecție bacteriană a plămânilor și atunci va fi foarte greu să depășiți starea dumneavoastră de om bolnav. În momentul în care v-ați îmbolnăvit,
trata această boală de pe poziția unui om sănătos. Eu psihologic m-am considerat sănătos și am luptat cu ea de pozițiile unui om sănătos. Gata, aici pun punct. Am ținut să vă spun lucrul ăsta ca să știți și dumneavoastră și să conștientizați că ne confruntăm cu o boală foarte grea. Personal, ca oameni, dacă contractăm, dar și societatea în general, pentru că suntem o societate dezorganizată, o societate ignorantă, o societate în care aproape 50% din concetățenii noștri nu vor să-și facă vaccină, nu recunosc această boală. Avem o societate în care biserica este extrem de agresivă în acest sens și puținele semnale pe care le dau unii clerici că ar fi cumva altfel decât așa cum sunt ei, sunt irelevante. Deci în biserică se produce această îndobitocire și influență asupra oamenilor să ignore această boală. Nu numai biserica este de vină, dar biserica este un factor foarte important. O politicieni cinici care nu au niciun fel de empatie și niciun fel de simțuri omenești, o să vorbim în această situație. Deci aduc situația asta, eu nu vreau în niciun caz să vă creez impresia că sunteți cu totul descoperiți. Există în corpul nostru medical oameni care vă pot ajuta. Slavă Domnului, există niște protocoale ale Organizației Mondiale a Sănătății care, dacă le urmați, ele vă ajută. Există, deci nu trebuie să disperați în momentul în care v-ați îmbolnăvit, dar îndemnurile mele este să nu deveniți pradă ușoară a tuturor felurilor de ideologii și de manifestări antisociale. Deci toți cei care cheamă lumea în stradă, cei care cheamă lumea să nu-și pună mască, toți cei care inventează tot felul de teorii conspirative trebuie ignorați, trebuie combătuți și linșați. Deci ăștia sunt oameni aberanți, sunt oameni care o fac mulți dintre ei din interes politic și ideologic. Există o întreagă mașinărie a propagandei rusești care se ocupă cu așa ceva și în România, și în Republica Moldova, și în alte țări din Est. Există, în afară de asta, tot felul de lume sucită care sub influența clerului fac ceea ce fac. Eu asta vă spun de pe pozițiile unui om care m-am confruntat recent cu o situație extrem de complicată pentru sănătatea mea, pe care am gestionat-o și am revenit, și ori de câte ori o să fiu întrebat un sfat sau ceva, voi fi disponibil să vă răspund, iar sfatul meu de fiecare dată va fi că, dincolo de ceea ce vă spun eu din experiența mea, să apelați imediat la un medic și să urmăriți ca acest medic să vă aplice unul din protocoalele existente. Eu, ca un om care am fost implicat social și politic în toată viața mea, vreau să vă spun că această experiență pandemică mă face să fiu mai optimist decât eram înainte. Lumea asta totuși a învățat ceva. Eu mă refer la lume în general. Lumea asta a învățat foarte multe lucruri. Modul în care s-a organizat lumea, modul în care au fost gestionate această pandemie, mi-e îndă încredere că această lume încă nu este smintită de tot și nu au reușit ideologiile seculare, ideologiile religioase, ideologiile astea de stânga, marxiste, neomarxiste, n-au reușit să strice lumea asta așa de tare încât să intrăm în colaps. Lumea în general se descurcă destul de reușit cu această mare provocare care este această pandemie. Sigur că lumea noastră din Est, sub influența Bisericii Ortodoxe, din păcate, îmi pare rău că sunt și eu creștin ortodox să spun lucrul ăsta, din păcate clerul și biserica și-a jucat un rol extrem de negativ în această situație. Și cred că după ce se termină această pandemie, va fi un subiect de dezbatere foarte serioasă asupra acestor manifestări talibanice
pe care le-a manifestat clerul, nu numai talibanice. Biserica fie este a lui Hristos, fie este a lui Petru. Noi, din păcate, avem o biserică a lui Petru, o biserică a clerului, o biserică a preoților, îmbuibați, îndoctrinați cu teorii conspirative și cu manifestări antisociale și anticivilizaționiste. Eu am făcut acest discurs de pe pozițiile unui om care am avut timp să mă gândesc la viața mea personală, la viața mea socială, la viața politică și sper că această experiență să reușesc să vă transmit și dumneavoastră. Nu vă țineți de niciun fel de teorii conspirative. Condamnați-i pe cei de pe rețelele de socializare care distribuie tot felul de filmulețe cu chemări la nepurtarea măștilor, la nerespectarea protocoalelor existente și așa mai departe. Combateți-i prin tot ce ignorați-i, linșați-i, trebuie scoți la marginea societății. Eu am să mă refer astăzi la unele formațiuni așa zis unioniste care se înfiripă în Republica Moldova și am să vă spun care va fi atitudinea noastră față de ei, față de aurul ăsta care în România este un partid reacționar, un partid extremist, radical, anti-european și antisocial. Eu am să mă refer puțin mai departe. Bune mei prieteni! Puneți un like la această emisiune, abonați-vă la canalul nostru de YouTube și nu uitați că, devenind patron a acestei emisiuni, contribuiți la existența unui curent de opinii și a unei mișcări politice care a elaborat, va elabora în continuare și care poate da un proiect de țară românească. Noi am discutat astăzi la ședința biroului și sunt sigur că în două luni de zile, maxim două luni de zile, vom face congresul. Vom face congresul la care să schimbăm denumirea partidului, să afirmăm programul nostru Republica Unirii și să dăm o dimensiune clară și să trasăm o linie de falie pronunțată între ceea ce este modernitate, ceea ce este civilizație, ceea ce este europenism și toată gloata asta, toată liota asta de nemernici care își spun unioniști, dar care ne țin într-un soi de obscurantism inimaginabil. Bune mei prieteni, mâine este ziua de facturare, se încep zilele de facturare ale patronilor, vă rog să vă verificați conturile, nu uitați că sprijinul dumneavoastră financiar ne ține pe linia de plutire și ne poate da șansa să realizăm ceea ce v-am spus. Alții care nu sunteți patroni, renunțați vă rog la o cafea și deveniți patronii acestei emisiuni. Îndemnați-i și pe alții să se aboneze la canalul nostru de YouTube. Bune mei prieteni! Eu, în ultima emisiune de pauza asta pe care am făcut-o, am încercat să vă dovedesc la modul serios și eu cred că nu o să mă prindeți cu speculații careva, în sensul speculații când spun am în vedere, nu o să mă prindeți că eu mă ocup de cineva în mod gratuit, că eu critic pe cineva în mod gratuit. Atunci când mă prindeți la așa ceva, criticați-mă, spuneți-mi și eu o să fiu de fiecare dată atent, fiindcă eu sunt subiectiv. Eu îmi exprim un punct de vedere strict personal și sigur că fiind subiectiv pot și greși și greșesc foarte des în aprecieri. Dar, așa cum v-am spus data trecută, eu cred că nouă ni s-a întâmplat un lucru extrem de prost. După Plahotniuc, ca să nu eu de la Voronin, după Voronin, Plahotniuc, după Filat, după Dodon, noi ne confruntăm la ora actuală cu un nou personaj politic extrem de toxic pentru această țară. Eu mă refer acum la Maia Sandu. Iar când mă refer la Maia Sandu, v-am spus că eu o să caracterizez aici și o să vă aduc argumente cât este posibil de mult să înțelegeți că manifestarea ei publică nu este de surginte politică, ci este mai degrabă de surginte, deci motivația ei ca și persoană publică are la bază o problemă ce ține de sociopatie, o problemă personală care în condițiile Republicii Moldova într-o societate bântuită de atâtea chimere, cu un electorat atât de puieril, cu tot felul de ideologii și așa mai departe, poate dăuna foarte mult spiritului acestei societăți.
uitați-vă dumneavoastră, noi suntem la capitolul a trei luni de absurd, a trei luni de manifestări care nu țin de tactici politice sau de strategii. Deci, chestia asta cu alegerile anticipate nu seamănă a fi o strategie politică. Și eu vă pot dovedi elementele constitutive acestei manifestări a ei este o idee fixă. Eu când spun de idee fixă nu mă duc până la fenomenul bipolar sau până la schizofrenie. Când vorbesc de idee fixă, mă refer exact la sociopatia ei. Deci nu poate un politician să-și subordoneze totul absolut în jurul ei, să arunce în cuptorul ăsta al interesului personal și sociopatic totul ce există în jur. Deci noi ne confruntăm cu un politician total irresponsabil. Și acum, după trei luni, Curtea Constituțională stă în fața unei alegeri foarte și foarte complicate. Deci, după ce jocul ăsta, care din păcate a fost acceptat, cred că, de o parte din societate, încă nu știm în ce măsură el a fost acceptat, dar dacă judecăm doar după rețelele de socializare și ceea ce mai vedem în spațiu public, se pare că o parte din societate a acceptat jocul ăsta al ei idiot. Adică a acceptat speculațiile ei, a acceptat atunci când a văzut că joacă, că de fapt propune un guvern care să nu treacă, care să ia zero voturi, a acceptat jocul ei un pic parcă mai subtil, dar la fel de idiot atunci când a propus un alt guvern, a acceptat faptul că mințeau public și scrizau ca niște idioți în studiouri de televiziune, subînțelegându-se că ei de fapt nu vor nici guvernul Grosu și tot așa. Adică se pare că această manifestare a ei politică, pe care oamenii care au votat-o și își iubesc obiectul dragostei lor electorale, se pare că ei au acceptat un asemenea joc cretin. Numai că noi am ajuns la capitolul a trei luni de zile și iarăși, pentru că tot speculează problema asta pandemică, dar eu vă zic, omul ăsta este lipsit total de empatie pentru oameni. Omul ăsta este total lipsit de compasiune. Omul ăsta măcar s-ar teme de ce îi se poate întâmpla ei când toate astea se vor aduna și lumea va înțelege că, de fapt, jocul ăsta al ei de anticipatele a generat atâtea morți, a generat un dezastru în sistemul medical și un dezastru enorm în societate. Asta vreau să se înțeleagă. Deci, în alte țări, în alte zone, în democrații avansate, sociopatia unui om public nu poate influența atât de mult politica. Curtea Constituțională, la ora actuală, trebuie să se confrunte cu sociopatia Maia Sandu, nu cu o problemă politică-juridică. Acum, Curtea Constituțională stă în fața dilemei. Sunt consecințele, întrunesc consecințele dizolvării Parlamentului sau nu? Ori atunci când pune pe masă toate argumentele, se vede de la o poștă că nu sunt întrunite consecințele dizolvării Parlamentului, că politic, de fapt, am ajuns într-un blocaj, iar Curtea Constituțională, ca o ultimă instanță, trebuie să judece drept și să deblocheze situația. Numai că Curtea Constituțională va trebui să se gândească, va trebui să aleagă între fie deblochează situația prin constatarea consecințelor dizolvării Parlamentului și rezolvă o problemă imediată, dar creează un precedent extrem de periculos în care acest politician sociopat, după alegerile parlamentare care vor sta să vină anticipate, se va confrunta cu situații la fel. Iar atunci când se va confrunta cu situații la fel, când va trebui, va fi obligat să numească un alt prim-ministru decât prim-ministrul ei, atunci precedentul pe care îl creează eventual Curtea Constituțională poate aduce la un șir întreg de blocaje juridice și politice prin care să nu poată fi desemnat un guvern, înțelegeți? Și dacă dumneavoastră credeți că nu este posibil așa ceva, că ea atunci posibil că va trebui să cedeze, greșiți amarnic. Un om cu o asemenea mentalitate ca a ei nu are nici frică, nici responsabilitate și nici
și nici simțul faptului că devine ridicolă sau altcuiva. Sau altcumva. Deci ea trăiește, eu am urmărit foarte atent ce a făcut ea. Ea trăiește fără niciun fel de regrete pentru prostiile pe care le face. V-ați putut dumneavoastră vreodată imagina cu un șef de stat votat de atâta lume, care se află în fruntea unui stat, să lasă jucată băsmăluța de un aventurier, de un bursierier al lui Plahotniuc de altă dată, care la ora actuală aleargă pe toate meridianele și globurile pământești ale Moldovei cu o cameră de luată de vedere în mână și istrizează societatea. Eu vă asigur că într-o societate ca a noastră, într-o situație definită la fel cum e acum situația, eu vă asigur că dacă te duci într-un orășel de provincie și le povestești că apa din localitatea lor are de două ori mai mult hidrogen decât oxigen, și mai găsești și vinovatul care a făcut ca într-o moleculă de apă să conțină doi atomi de hidrogen și doar unul de oxigen, deci în momentul ăsta, deci poți să ridici lumea la revolte. Vă asigur, uite cât de absurd v-ar părea ce vă spun eu acum, vă asigur că poți să ridici lumea la revoltă. Cam asta s-a întâmplat cu această temă idioată cu exportul de grâu din Republica Moldova. Ea nu are, la baza ei, nu are nicio motivație pentru ceea ce s-a întâmplat. Și dacă se întâmpla undeva acolo, fără implicarea unui deputat de-al Maie Sandu, dacă se întâmpla undeva acolo cu aventurierul ăsta care a isterizat niște oameni să oprească camioanele de grâu, care până la urmă au trecut, barjele s-au încărcat și agentul economic respectiv și-a vândut grâu. Deci dacă se întâmpla fără implicarea șefului statului, dacă ea nu a adunat Consiliul Suprem de Securitate și să ceară, slavă Domnului, ăștia de la guvern au găsit o formulă cumva mai rotundă, care nu afectează imaginea noastră în afară. Dar cerința ei de a opri exporturile de grâu, vă puteți dumneavoastră imagina că țările din jurul nostru adoptă asemenea decizii? Noi suntem o țară importatoare de grâu de calitate, pentru că noi, dacă nu am importa grâu cu gluten mai ridicat, noi n-am putea să producem pâine calitativă în Republica Moldova. Noastră, vă puteți imagina la un moment dat că se adună ucrainienii pe partea cealaltă și interzic exportul de grâu sau de făină în Republica Moldova pentru panificație. Vă puteți imagina așa ceva? Vă puteți imagina în ce situație idiotă ne-am pomenit noi cu chestia asta? Deci eu v-am spus asta ca un exemplu la multe alte lucruri care s-au întâmplat până acum. Nu știu dacă dumneavoastră realizați că, de fapt, ceea ce vorbim noi de proces de vaccinare în Republica Moldova, noi trăim o criză a vaccinării populației din Republica Moldova, nu un proces de vaccinare, propriu zis. Deci noi nu avem un proces de vaccinare a populației, noi avem o criză a vaccinării. Și dacă ne uităm din punctul ăsta de vedere, vom constata că dacă în alte țări de strategiile de obținerea vaccinei, de strategiile de vaccinare ale populației s-au ocupat serviciile secrete. În Israel, care acum la ora actuală este o țară, eu cred că prima și singura țară imunizată din lume, deci acolo de vaccinarea populației s-au ocupat Mossad-ul încă atunci când vaccinurile erau la faza elaborării. Au contractat, cred că de 3 sau 4 ori mai multe vaccine decât aveau nevoie, ca să le revândă alte contracte și să-și vaccineze practic toată populația și să aibă deja o vaccinare colectivă. Bine, eu nu spun de o asemenea anvergură că era posibil în Republica Moldova cu politicienii smintiți care îi avem, dar Republica Moldova putea să aibă măcar cea mai mică strategie ca să nu ajungem cerșătorii în disperare și în același timp să ajungem să aibă lumea asemenea atitudine față de noi. Pentru că știrile despre faptul că aproape 50% dintre moldoveni nu vor să se vaccineze din motive religioase, din motive ideologice, din motive de obscurantism religios și de alt orden,
că suntem o bălărie în care, care este bântuită de chimere medievale, cu o clasă politică irresponsabilă care n-a avut nicio strategie de imunizare a populației. Deci, ca să fie clar, micile posibilități de vaccinare care sunt în Republica Moldova și în afară, pentru că cetățenii români, slavă Domnului, vom putea să ne imunizăm în România. Și vă îndemn, eu deja va trebui să amân vaccinul ăsta pentru o perioadă de 3-4 luni, pentru că am făcut anticorp în urma COVID-ului, dar dumneavoastră, toți ceilalți, căutați posibilitate și vă vaccinați, oameni buni. Așa o să vă salvați pe dumneavoastră, o să salvați copiii dumneavoastră, rudele dumneavoastră și așa mai departe. Deci, noi trăim o criză a vaccinării din cauza unui politician sociopat care are minte puțină, care are încăpățânare peste orice imaginație umană, care a venit din viața ei personală, din nu știu care sechele are ea pe sufletul ei, din relațiile ei cu oamenii din jur, cu bărbații, femeile din jurul ei, nu știu din care sechele i-a venit această ambiție, această țifnă, această încăpățânare, ca să ne aducă acum în pragul unui colaps. Uitați-vă dumneavoastră ce spectacol idiot a fost astăzi în Parlament. Când ea două săptămâni în urmă cheamă la Consiliul Suprem de Securitate guvernul să propună o stare de urgență, iar deputații ei astăzi în Parlament votează împotriva stării de urgență. Spuneți-mi, vă rog, ce e asta? Eu vă întreb pe cei care încă vă mai încântați de ea și care mai credeți posibil că are și minte și că are și caracter și că ar avea și inteligență. Spuneți-mi, vă rog, ce e asta? Noi aveam nevoie de o stare de urgență. Noi aveam nevoie de o stare de urgență încă, cred eu, o lună, poate chiar mai mult în urmă. Noi aveam nevoie de această stare de urgență pentru că, așa cum vă spuneam într-un filmuleț acum două săptămâni, era nevoie ca pe timp de război să rechiziționăm toate resursele pe care le avem prin clinici private și de alt ordin și să mobilizăm totul pentru combaterea acestei pandemii. Noi, la ora actuală, am trecut ceea ce vă spuneam că în aviație s-ar numi point of no returning, ar fi. Deci noi am trecut deja de punctul de la care nu mai putem reveni înapoi. Eu nu vreau să creez panică, dar eu cred că noi ne-am dus prea departe în ceea ce ține de o infectare masivă a populației. Deci noi ne-am dus și acum această stare de urgență introdusă, mie mi se pare mult prea întârziată, dar chiar și așa întârziată este nevoie să aibă la bază măsuri foarte exacte care trebuie să întreprinse. De poliție, de armată, de instituțiile medicale care deja, eu nu știu, ele sunt depășite, dar este nevoie de o anumită organizare care să, în primul rând, să reglementeze foarte clar cum se mișcă oamenii, cum contactează între dânsii, cum să nu transmită mai departe virusul ăsta. Este nevoie ca poliția să meargă peste biserici, să meargă peste cler, pentru că cea mai o parte foarte mare de infectare se produce în continuare în biserică și în contactele de acolo și din cauza ignoranței și propagandei pe care o fac clerul. Adică eu vă spun acum despre acest absurd enorm unde am ajuns noi la capătul a 3 luni de lucruri imaginabile care au putut să se întâmple în capul unui om și a găștii care, de parveniți care stă în jurul ei. Noastră v-ați uitat, eu vă spun cu necaz lucrul ăsta, noastră v-ați uitat o clipă la deputații ăștia ai Maia Sandu care vorbesc în numele ei. Va fi groaznic dacă la alegeri parlamentare anticipate știu eu, câștigă stânga alegerile.
va fi sigur o perioadă foarte complicată, dar dumneavoastră vă puteți imagina dacă cumva ia peste 50%, vă puteți imagina un guvern Gavriliță sau Grosu, ce dezastru ar putea să fie asta. Dumneavoastră îi auziți pe tineri ăștia a ei, pe gașca asta de parveniți, de oameni de nicăieri, Litvinenco, Radu Marian, Grosu, nu știu care mai sunt acolo, dumneavoastră i-ați ascultat să vedeți ce spun oamenii ăștia? Dumneavoastră ați ascultat să vedeți că oamenii ăștia se complac într-o stare de parvenire din asta a tot cuprinzătoare, pentru că ei la ora actuală sunt drogații acestei societăți, ei sunt drogați de maia, de succesul lor electoral și stau și adulmecă, știu eu, o revenire într-o majoritate parlamentară prin care să strivească tot. Iar oamenii ăștia, dacă îi ascultați prin studiouri, dezastru, oamenii ăștia nu au nicio idee în capul lor, niciuna. Deci oamenii ăștia pe la școlile pe care le-au făcut ei au făcut copy-paste-uri, nimic altceva. Și eu vă pot dovedi lucrul ăsta într-o dezbatere, îi desființez intelectual în tot felul. Asta sunt consecințele școlii noastre de după 90. Fără sistem, fără niciun fel. Deci oamenii ăștia la un moment dat li s-a părut că ei chiar știu ceva, pot ceva. Ei nu realizează, ei n-au cum să realizeze că ei sunt aberanți. Eu am văzut absolut întâmplător, uitându-mă la televizor, acum este un concurs în România, România au talent, eu am văzut un moldovean care a venit la concursul ăsta să cânte. Băiatul era destul de țanțoș și așa, deci se vedea că nu este la prima abatere în sensul apariției publice, nu știu cu ce se ocupă el pe aici, pe la Chișinău, deci el a ieșit să cânte. Eu vă spun imediat ce vă spun acest exemplu. El a ieșit să cânte. Deci el a cântat pe alături și jurații au apăsat imediat butoanele astea și l-au oprit. Ei, bunii mei prieteni, omul era șocat. Omul era, nu că șocat, dar omul era într-o i s-a dus mintea peste cap. El nu-și putea imagina că el nu a cântat, că ăștia l-au oprit din cauza că el a cântat pe alături de note. Lui asta nu i-a spus-o nimeni niciodată. El chiar credea că cântă, iertați-mă de cacofonie, el chiar credea că ceea ce spune el este, adică că ceea ce scoate el din coardele lui vocale este valabil. Eu vă mai amintesc un caz când unul Bolocan, nu știu ce el, influencer pe aici, tuzicul lui Albot. Deci eu vă amintesc când ăsta s-a dus la Ai Umor în România și a tras o aberație care nu era nici comică, dar el știa că moldovenii râd ca proștii de așa ceva și el s-a dus și a fost și el șocat să afle că ceea ce spune el acolo nu-i valabil pentru alți oameni. Eu nu știu ce a trăit el după asta, a însușit lecția aia sau nu, dar vă spuneam de moldoveanul ăsta care nu realiza că el nu poate cânta. Și i-a spus, domnule, dar să cânti un cântec de felul ăsta, ar fi trebuit să ai un anumit antrenament, să-ți coordonezi foarte bine. Eu am încercat să-i explice și el a plecat în nelămuriri. El a zis, nu-mi dau seama, nu pot înțelege de ce nu ați apreciat ce fac eu. Adică, uitați-vă, exact exemplul ăsta vă l-am dat legat de această gașcă de parveniți de pe lângă Maia Sandu. Oamenii ăștia nu au nici măcar înțelegerea faptului că sunt aberanți și că ceea ce cred ei că au însușit nu este valabil. Și asta nu o să le spune nimeni, că nu participă la concursuri de felul ăsta. Din păcate, aplaudacii ăștia ai noștri de Căcâna nu le vor da șansa să înțeleagă că sunt aberanți. Uitați-vă la laiba asta, la trollul ăsta al Maiei Sandu, care strezește așa din somnolența lui cât stă toată noaptea pe rețele și bagiocorește toată lumea și vorbește lucruri care sunt deplasate cu totul. Noastră, vă puteți imagina în ce situație ne-am pomenit noi? Iar oamenii ăștia la ora actuală, pe mâna lor este în mare parte soarta oamenilor ăștia care mor câte 40 ceva de oameni pe zi, numai după statisticile oficiale. În realitate, din păcate, cred, eu nu vreau să vă isterizez,
eu cred, după datele pe care le am eu, după ceea ce văd eu, în realitate cred că mor mult mai mulți oameni. În realitate mor mult mai mulți oameni. Eu am stat de vorbă și cu medici în perioada asta care ei sunt șocați de situația în care s-au pomenit. Adică ei au oamenii care se respectă, care au dat jurământul lui Hipocrate și care se țin de el, trăiesc o dramă profesională la ora actuală, știind că nu pot ajuta, cu nimic absolut nu pot ajuta oamenii, pentru că din punct de vedere social și politic, societatea e total dezorganizată și pe ei depășește această situație. Bună, mie prieteni, ca să pot să trec pe urmă să vă răspund la întrebări, mai am un subiect foarte important pe care vreau să-l abordez. În legătură cu ceea ce v-am spus, că noi, Mișcarea Populară Antimafie, vom face congresul în 2 luni de zile sigur. În 2 luni de zile sigur, mă gândesc că poate chiar într-o lună de zile vom reuși să-l realizăm. Va trebui să vedem tehnic cum putem să vedem posibilitate mai multor sprijinători de-ai noștri, în primul rând patronii, sprijinătorii noștri, membrii de partid, să fie cât mai mult reprezentați și cât ne dă posibilitate tehnic să fim online și să dezbatem elaborarea noastră a doua republică. Dar până ca să ajungem acolo, vreau să vă spun un lucru foarte important. Pentru foarte mulți oameni care probabil mi-închipui că ar putea să mai trăiască o iluzie de unitate a forțelor așa zis unioniste. Bună, mie prieteni, săptămâna trecută eu am văzut în Republica Moldova au venit deputații așa zisului Partid Aur din România. Acest fenomen al partidului ăsta din România, el în România nu reprezintă un pericol foarte mare, din simplu motiv am spus că acolo totuși există o democrație matură, o democrație care poate marginaliza asemenea elemente, care le poate ignora și le poate scoate ca pe gunoaie la marginea politicii, la marginea societății și așa mai departe. Eu nu o să aleg epitet, eu nu o să aleg cuvinte atunci când o să mă refer la acest partid. Pentru că vehemența de limbaj pe care vreau să o folosesc acum în mod deliberat, sper că vă smulge pe dumneavoastră, unii dintre dumneavoastră, din mrejele unei perspective pe care o vedeți dumneavoastră a mișcării unioniste din Basarabia cu acest aur. Eu am înțeles că ei s-au lansat. În primul rând, cum s-au lansat? S-au lansat cu niște slujbe religioase care, vă spun încă o dată, domnilor, oameni buni, noi, Mișcarea Populară Antimafie, care vom deveni în foarte scurt timp un partid cu altă denumire, partid care ne considerăm unioniști, și suntem unioniști. Noi avem un proiect de țară românească, nu a Basarabia, Republicii Moldova, ci un proiect de țară românească și visăm să-l dezbatem la un moment dat la București, la Chișinău, într-o conferință politico-științifică în care să fie luat ca bază acest proiect. Oameni buni, nu există în sensul politic, modern și de altfel, nu există loc pentru asemenea manifestări. Nu există loc pentru tedeumuri religioase la lansarea unui partid. Nu există în sensul ăsta biserica neamului, nu există religia neamului și Hristosul neamului. Nu există și nu trebuie să existe așa ceva. Manifestările religioase trebuie să rămână în biserici, trebuie să rămână convingerea intimă a fiecărui din om, a fiecărui dintre noi, dintre oameni. Mărturisirea lui Hristos poate fi spusă public ca identitate religioasă de un om, chiar și un om politic, dar foarte rar cu o ocazie concretă, fără a se face propagandă din asta. Deci nu există nicio șansă, nu există nicio posibilitate de vreo unitate a liderilor, a românilor pe acest fundal, pe o asemenea construcție cum ar fi acest fenomen aur în Republica Moldova. Eu n-aș fi vorbit dacă nu aș fi simțit cumva că el poate prinde pe undeva și vă spun unde poate prinde. Din păcate a ieșuat un proiect al lui Băsescu, un proiect aproape că neînceput, un proiect care s-a pornit cu stângul. Pentru că Băsescu, din păcate,
a făcut mai multe greșeli în acest sens. Băsescu a avut șansa la un moment dat să devină un lider unionist de la București care să creeze o mișcare unionistă. Ar fi avut șansa dacă nu pornea așa cum a pornit-o. Băsescu la ora actuală nu mai este preocupat nici de unire și motivul nu este dezamăgirea lui că nu se unesc unioniștii în Basarabia și el s-a dezamăgit. Nu ăsta e motivul. Motivul este Ileana, una Udrea și alta Băsescu, este altă fiică de-a lui, este fratele lui, sunt multe alte motive în care omul s-a încurcat până peste urechi. Din păcate. Pentru că omul ăsta a avut viziune strategică asupra României. Și la ora actuală, la Bruxelles, Băsescu nu mai este preocupat nici de proiectul Basarabia, nici de alte proiecte de țară așa cum am fi vrut noi. Eșuarea lui Băsescu a creat, și eșuarea lui Băsescu a creat acest fenomen marginal, dar unul extrem de periculos pentru noi, care se numește aur. Deci din cauza asta, noi, Mișcarea Populară Antimafie, în cel mai scurt timp, ne vom adresa persoanelor publice, nu neapărat liderilor de partid, dar și liderilor de partid. Noi o să facem o elaborare, o să vă descriem elementele constitutive a unui partid extremist. Vom face și ne vom adresa peste tot, vom căuta posibilități ca acestui partid să-i se dea un calificativ, ca să fie scos pe marginea societății, pe marginea manifestărilor politice, să nu fie admis ca valabil manifestarea lor religioasă, conspirativă, manifestările lor de terorism antisanitar în România. Deci trebuie să știți că talibanul ăsta de George Simion la ora actuală este însuflețitorul și instigatorul foarte multor manifestări de căcână în stradă în România. Fenomen extrem de rușinos. Slavă Domnului că este un fenomen totuși marginal, izolat și nu capta amploare. Există încă pericolul că poate să capte amploare. Judecând după ceaușismul multor români, după balcanismul lor, după faptul că n-au ieșit încă din mentalitatea mineriadelor de altă dată și așa mai departe. Și există pericolul ăsta și acolo. Aici ne vom adresa tuturor să, după ce vom da un calificativ acestui fenomen care se numește aur, ne vom adresa tuturor, fiecăruia în parte, oameni publici, lideri de partide, să desolidarizeze de acest fenomen care se numește aur. Să desolidarizeze cu toată puterea ființii lor. Dacă asta în cazul în care nu sunt caghebiști, în cazul în care nu sunt smintiți, în cazul în care chiar trăiesc sincer un sentiment românesc și nu doresc rău Mișcării de Eliberare Națională și a ceea ce a fost la baza acestei porniri românești. România are o șansă. România are o șansă mare de civilizație. Pentru că românul este un om descurcăreț. Pentru că în România există un potențial intelectual capabil să ridice România la nivel european și așa mai departe. Pentru că românii, pe lângă foarte multe defecte pe care le au din istorie, au și multe avantaje prin care s-a dovedit că au o putere de refacere și o vivacitate în ceea ce ține de a se descurca în lume noi, cum nu au alte popoare. Pe asta mizez eu atunci când spun despre un proiect de țară românească. Aici, în Republica Moldova, există însă implicit infiltrări din afară pentru mișcarea unionistă, cu tot felul de cretini care sunt folosiți pe post de agenți de influență, fie conștient, fie ca șoricei orbi, iar acum a venit momentul să rupă apele. Congresul nostru a Mișcării Populare Antimafie va avea la bază și această elaborare. Deci ori rupem apele și aruncăm tot ceea ce a fost până acum, cruci, usăminte, biserici, sânge, iarăși monumente, iarăși cruciade, iarăși manifestări talibane și obscure. Deci fie le aruncăm
departe de locul lumii civilizate, fie scoatem așa brutal și cât mai repede fenomenul ăsta aur care se manifestă printr-un profesor care a ajuns pe listele lor, unul Volosatei, un ipocrit și un cretin pe nume Codreanu, care a sărit din barca lui Băsescu aici, deci și alții, nu vreau să-i mai numesc, nu n-are acum. Deci fie scoatem fenomenul ăsta în afară, fie determinăm pe alți lideri, așa zici, unioniști, să ia atitudine și să condamne fenomenul ăsta și să-l împingem departe de campanii electorale, fie atunci vom avea de dus o luptă foarte complicată și foarte grea. Iar rezultatul unei asemenea aventuri în care s-ar antrena tot felul de lume de aici pentru un partid cum este acela, ar fi să fim marginalizați nu numai de europeni, ci să fim de anderii europeni, Bruxelles, dar să fim ignorați și de toată clasa politică românească. Nu mai vorbesc despre atitudinea sfidătoare, una sfidătoare în sensul că o merităm, din partea tuturor partidelor neomarxiste gen PAS și de alt ordin care îți mai înfirip acum pentru a gravita în jurul sociopatei Maia Sandu. În concluzie, bune mei prieteni, ca să trec să vă răspund la întrebări. Noi suntem la capătul unei manifestări nu politice, nu sociale. Antisociale, da, dar asta încă trebuie să conștientizăm cât de antisocială este manifestarea Maia Sandu. Noi suntem la capătul unui capriciu, unei țifne, care în 3 luni de zile a adus țara în prag de catastrofă pandemică, a adus-o în fața unei lipse de perspective în ceea ce ține de alegeri, de probabil că trebuie să se întâmple. Eu de acum le-aș dori cât mai repede aceste alegeri parlamentare anticipate, pentru că buboiul ăsta, fruncul ăsta Maia Sandu poate fi eliminat numai dacă scoace, că altfel o să mocnească așa ca o bubă neagră încă foarte mult timp. Eu sunt subiectiv, desigur, dar acest subiectivism al meu are la bază foarte multe motive ca să vă vorbesc despre ea anume așa. Pentru că oama asta încă are în arsenalul ei foarte multe arme cu care să lupte împotriva noastră. Eu nu știu ce i-a făcut ei societatea. Nu pot să știu de ce urăște ea oamenii și de ce le dorește atât rău. Nu pot să știu. Dacă le-a pus gând rău, sunt sigur, deliberat. Eu am să vă dovedesc lucrul ăsta. Că omul ăsta nu pur și simplu greșește. Nu pur și simplu are minte puțină. Slavă Domnului că o are puțină, chiar mai rău. Dar, deci eu cred că femeia asta, în intimitatea ei, a pus gând rău unei societăți. Altfel eu nu pot explica. Iar toată liota asta de parveniți din jurul ei deja sunt consecința unei asemenea manifestări. Bune, mei prieteni, rugați-i și pe alții să se aboneze la canalul nostru de YouTube. Abonați-vă dumneavoastră la canalul nostru de YouTube, deveniți patroni dacă vă puteți permite lucrul ăsta, pentru că nu o să regretați niciodată, o să sprijiniți mersul nostru înainte. Nu uitați pentru patroni că mâine se încep zilele dumneavoastră de facturare. Rugați-i pe alții să aboneze, eu trec să vă răspund la întrebările dumneavoastră. Bună seara, domnule Mocanu. Întrebarea este: de ce nimeni din antimafie nu a fost la Giurgiuleș să protesteze când grâul se transporta din rezerva de stat la export? Mulțumesc. Bunii mei prieteni, nu s-a transportat la Giurgiulești grâu din rezerva de stat. Deci acolo e vorba de un agent economic care probabil că va iniția un proces penal împotriva celor care le-au produs atâtea pierderi. Eu nu știu exact cine e agentul economic, nu știu câte pierderi au suportat, dar evenimentul de la Giurgiulești este unul inventat, unul de o isterie ieșită din comun, care nu are vreo legătură cu securitatea alimentară a Republicii Moldova.
problemele rezervei de stat, nici rezerva de stat nu are legătură direct cu piața panificației din Republica Moldova. Noi suntem importatori de grâu pentru panificație. Noi avem, nu mă apuc acum să vă spun cifra, dar în orice caz, majoritatea grâului care se produce în Republica Moldova este, cu mici excepții, cu mici oaze, este grâu cerealier. Iar securitatea alimentară a Republicii Moldova este mai mult în zona unei politici foarte deschise pentru a putea beneficia fără rezerve de importuri de grâu pentru panificație. Deci subiectul respectiv este unul inventat, este o isterie provocată intenționat, așa isterii pot provoca pe orice subiect, pe orice subiect. Și eu cred că tipul ăsta bursierului Plahotniuc va mai isteriza societatea, el acum și-a căpătat foarte multă încredere după ce un deputat al Maia Sandu s-a isterizat alături de el, după ce Maia Sandu a pus problema la Consiliul Suprem de Securitate, aici lucrurile au mers prea departe. Deci, dumneavoastră trebuie să vă fie jenă, cei care au mai sprijiniți pe Maia Sandu, de cum a putut un aventurier să o joace băsmăluța în halul ăsta. Bine ați revenit. Nu credeți că dosarul împotriva lui Ulanov este foarte subțire și va fi spart cu ușurință de avocați? Nu știu cât de subțire este. Eu știu că asupra acestui dosar s-a lucrat mult. Eu știu însă că posibilitatea spargerii există și nu atât pentru că avocații ar putea fi foarte buni, ci pentru că sistemul nostru judecătoresc este un dezastru. Faptul că acești doi deputați nu au fost puși în arest preventiv, nu știu dacă în mod obligatoriu trebuie să fie în arest preventiv, dar vorbește despre faptul că sistemul judecătoresc este extrem de vulnerabil la oameni care au furat atâta și au atâta bani care își pot cumpăra libertate. Sănătate. De ceva timp Ion Dron nu apare în spațiu online. Aveți ceva informații despre el? Nu am niciun fel de informații. Îi doresc sănătate. Bună seara și multă sănătate, domnule Mocanu. Ați vorbit de Biserica lui Petru, care nu e Biserica lui Hristos. Dacă se poate, în două cuvinte, să spuneți la ce vă referiți. Deci, în momentul în care Hristos a întemeiat biserica, a întemeiat-o, a pus temelia bisericii lui, a lui Hristos, l-a numit cler și prim preot pe Petru. El avea alt nume, i-a spus Petru de la piatra, adică piatra de temelie pentru o biserică. Ei, la un moment dat, Petru a încercat să-l convingă pe Hristos că lumea oricum vine la biserică, oricum aduce bani în biserică, business-ul lui începuse și n-ar mai merita să se sacrifice, n-ar mai merita să moară crucificat pentru izbăvirea acestei lumi. Iar Iisus Hristos atunci i-a spus: smintitule, smintit ești și sminteală este ceea ce spui tu. Iată, acolo s-au rupt apele. Avem Biserica lui Hristos și avem Biserica lui Petru, care este, din păcate, în foarte des cazuri, este doar o afacere. O afacere extrem de cinică, o afacere foarte antihristos și ceea ce se întâmplă la ora actuală îmi dă motive să vorbesc anume așa despre acest cler care aud din ce în ce mai multe manifestări aberante care nu și-au locul într-o lume modernă. Bună seara, domnule Sergiu. Cum comentați acțiunile lui Vasile Costiuc de la Giurgiuleș cu stoparea exportului de grâu? Cred că v-am răspuns. Dacă aventurierul ăsta mâine pornește undeva vreo manifestare prin care să lupte împotriva formulei apei, eu cred că și acolo poate reuși în isteria care există în societate. Dacă îl mai sprijină și Maia Sandu, atunci ajungem la un dezastru.
Domnule Mucanu, cum comentați prezența lui Stoianoglu în cazul Ulanov, prestanța lui Stoianoglu în cazul Ulanov și Jardan? Vă vorbește că a acționat doar ca Platon să întoarcă niște active pierdute de la Șor, Asito și Casa Mode. Eu n-am văzut asta. Eu am alte pretenții față de Stoianoglu. Eu am tot mai multe pretenții față de Stoianoglu. Eu, de la bun început, atunci când l-am sprijinit, mi-am exprimat o anumită îndoială că Stoianoglu va reuși. Eu atunci încă nu știam calitățile lui de om pentru că nu-l cunosc. Mie mi se pare, pentru un procuror general, prea conservativ și cu un caracter prea moale pentru ca să rupă gurmazul justiției din Republica Moldova. Asta sunt îndoielile mele. Iar în ceea ce ține de Platon, până la proba contrarie, nu am niciun motiv să-l cred captiv interesului lui Platon. Mai degrabă, tot ceea ce povestiți dumneavoastră despre Platon este rezultatul acelei propagande pe care o fac oamenii lui Maia Sandu, Maia Sandu care, apropo, a început să colaboreze cu Stoianoglu, dar alai babiști, ei dau în continuare cu manifestările lor de altă dată. De ce AUR este anti-european? Unde concret ați văzut astfel de declarații? Deci, bunii mei prieteni, noi o să facem un profil a acestui partid, noi o să-l scriem și o să vă arătăm foarte exact cum acest partid este un dezastru. Deci, el nu este pur și simplu anti-european, el este antisocial. Deci, terorismul sanitar pe care îl practică ei de mai mult timp în România este o acțiune condamnabilă și antisocială. Toate manifestările lui George Simion cu exacerbarea unui sentiment național de pe ruinile unor întreprinderi ceaușiste, tot despre asta vorbesc. Strategia lor de a-și ascunde manifestări anti-europene, manifestări de un naționalism din ăsta ceaușist, toate strategiile lor de a încerca să camufleze barbaria lor cu vorbe ca și cum mieroasă la adresa democrației, nu o să le treacă. Partidul este nu pur și simplu anti-european, este un partid antisocial și periculos pentru societăți, mai ales ca cea din Republica Moldova. Și noi vom insista, vom încerca să obținem o condamnare a unui asemenea comportament din partea oamenilor publici din Republica Moldova. Dacă au discernământ și dacă doresc sincer un viitor civilizat și european pentru România. Cu ce nu veți merge în alegeri, în afară de unire? Noi avem nu unirea în agenda noastră. Noi avem în agenda noastră Republica Unirii, iar Republica Unirii este un proiect de țară în care sunt elaborări pe toate capitolele economice, învățământ, administrație locală care trebuie modernizată radical. Deci noi avem elaborări pe toate domeniile vieții economice și politice, inclusiv în justiție și în multe altele. Noi o să facem niște modificări foarte, numai niște ajustări a proiectului nostru Republica Unirii. Iar toți cei care am întâlnit manifestările astea a unor lideri unioniști care, domnule, noi am spus și noi, domnule, noi am spus și noi, tot felul de cretinism din asta, din ăștia care nu a elaborat nimic în viața lor, dar noi am spus și noi. Nu merge așa. Deci lucrurile trebuiesc făcute profilul persoanelor și de dezghiocat strategiile lor de idioți, de cretini, care nu mai ieșit dintre cruci, nu mai ieșit dintre osăminte, nu mai ieșit dintr-un naționalism carnal și de sânge, dar care își acoperă manifestările lor barbare și medievale cu tot felul de europenisme. Nu o să meargă chestia asta, vă spun eu, nu o să meargă. Așa cum nu merge în Occident, te descoperă de la modul în care pronunți un cuvânt sau altul,
Nu mă refer acum la corectitudinea politică, la manifestările astea neomarxiste. Mă refer la, la elaborările instituționale care există în politica din Occident. După felul cum se comportă, după felul cum se exprimă, după cuvintele pe care le pronunță, îl depistez pe orice, pe orice barbar, pe orice neandertal camuflat. Dar George Simion este neandertal. Omul are o manifestare proprie agresivă de la ultraș, cum a fost pe stadioane, și până la, și până la ceea ce face el la ora actuală împotriva societății românești. Eu o să-mi dedic foarte mult timp să nu permit tipul ăsta să isterizeze societatea moldovenească. Domnule Mucanu, bine ați revenit. Dungaciu afirmă că milogeala Maiei Sandu față de ambasadorul Rusiei pentru a aduce vaccinul Sputnik, apropo încă neomologat în OMS, ne distanțează și mai mult de UE și, și normalitate. Ascultați-l pe Dungaciu. Dungaciu este un comentator destul de valabil și chiar dacă mai am pe undeva, dar e absolut firesc să mai am și niște rezerve, ascultați-l pe Dungaciu, că ceea ce spune Dungaciu este valabil. Este valabil în proporție de 90%, 90%, 99%, nu știu, nu m-am apucat acum, dar este valabil ceea ce vă spune Dungaciu. Bună seara, domnul Ocanu. Ce efect ar putea genera instituirea regimului de urgență în țară? Ce am seamănă anticipatele anul acesta? Seamănă anticipatele pe două luni de zile în care va fi, în care este instituită situația de urgență. Iar Maia Sandu este atât de ipocrită oama asta, încât ei i-a convenit ceea ce s-a întâmplat astăzi. Numai că a trebuit cumva să se ferească, să dea într-o parte și parcă nici n-are nicio treabă cu starea asta de urgență. Parcă nici nu i-a propus-o, pentru că grosul ei în Parlament s-a dus solidarizat imediat de chestia asta. Ea nu-i pe nicăieri, nici pe drum, nici pe cărare. Țineți minte, v-am spus, un polițian sociopat, fără niciun fel de empatie și compasiune, care merge pe cadavre și pe gâtul oricărui. Și nu pentru un... Aici e marea problemă, că dacă Plahotniuc făcea lucrul ăsta pentru, pentru banii lui, pentru influența lui, aici motivul pentru care ea face chestia asta este aproape mistic, este în firea ei, un lucru care nu știu ce i s-a întâmplat omului ăsta în viață, dar ea a pus gând rău cuiva, în mod sigur. Bună seara, domnule Ocanu. Mă bucur că vă văd sănătos și din nou pe tranșee, pe baricade, adică în tranșee. Ce părere aveți despre declarațiile lui Biden la adresa lui Putin? Bună părere am. Bună părere am. Foarte bine că nu-i dă nicio șansă lui Putin să-și manifeste apucăturile lui de mascul viril. Și eu m-am uitat de Putin ăsta, adică regimul ăsta al lui Putin, nici măcar nu-și pot imagina că sunt atât de penibili. Au luat ca să înspăimânte cumva lumea și să arate că și ei sunt tari, au luat și au făcut o manifestare în Oceanul Înghețat de Nord. Noastră, vă dați seama că oamenii de pe la Pentagon, de NATO, când se uită la lucrurile astea și pun mâinile în cap, au luat și au băgat trei submarine atomice, le-au băgat sub ghețarii de la Polul Nord și le-au scos cu efect, au rupt ghețarii și au ieșit la suprafață. Ei, chestia asta, cum să vă spun, ea e ca și show-urile pe care le fac ei cu avioanele lor, care se învârtesc ca peștele pe tigaie pe la show-uri aviatice și demonstrează ce calități aerodinamice au ele. Într-o lume în care avioanele la ora actuală nu mai contactează vizual pentru a se doborâ unul pe altul. Deci e o paradă de asta idiotă, cu bani puțini, dar cu foarte multă manifestare de mascul de ăsta care își pișe teritoriul și demonstrează că ea lui bucata aceea de pământ. Este ridicol, este penibil, pur și simplu, unde a putut să ajungă Rusia. Domnule Mucanu, așa,
Așa. Domnule Gonu, activitatea aeroclubului va fi sistată pe perioada stării de urgență. Cum se descurcă aeroclubul în pandemie? Nu știu dacă... O să vedem care sunt măsurile care vor trebuie și aeroclubul. Eu nu sunt acum președinte aeroclubului, eu sunt doar un pilot acolo în aeroclub. Eu nu știu exact care vor fi măsurile luate de situația de urgență. O să ne conformăm acelor măsuri care au fost. Eu, apropo, acolo cu pasagerii m-am infectat. Știu, cred că și condițiile exacte în care m-am infectat, dar eu am avut o strategie prin care un an de zile am rezistat în fața acestei pandemii și am respectat toate normele cu măștile, cu tot absolut și le cer tuturor să respecte. Adică o să vedem deja cum se manifestă. Numai că noi nu transportăm în masă oameni. Cel mai mult pasageri care pot fi la bord sunt 3 oameni, adică nu cred că asta a afectat. O să vedem. O să ne protejăm și noi și o să respectăm toate legile. Bună seara, domnule Mocanu. Poporul de Căcâna nu înțelege ce face Maia, dar știu că ea este bravo și că planul ei merge cum trebuie. Nu se pare că au degradat mai tare decât poporul lui Dodon. Problema, știți în ce constă? Problema este că eu v-am mai spus despre fenomenul ăsta. Noi, în anii 90, până aproape prin anul 2000, până exodul masiv al moldovenilor peste hotare a subțiat foarte mult societatea moldovenească. Deci noi întotdeauna am știut că avem manifestări la nivel intelectual și social, manifestările celor de dreapta erau diferite a celor de stânga. Adică oamenii care erau pe dreapta se recunoștea faptul că erau oameni mai inteligenți, oameni mai civilizați, mai evoluați și așa mai departe. În timp s-a produs o uniformizare. Și acum, la ora actuală, din păcate, cei care își manifestă vederi de dreapta și europene le manifestă la fel ca și cei de stânga. Adică are loc un fel de reflecție în oglindă a poporului de Baiarșnic cu cel de Căcâna. Sunt cam la fel foarte des. Pe rețelele de socializare asta puteam să observăm. Dar cei care, de exemplu, condamnă un fenomen așa cum s-a manifestat el altădată, că era fenomenul KGB-ist, că era de ordin obscur, nu mai știu, Iuri Roșca de altădată, lider al Mișcării de Eliberare Națională, trebuie să știți că acești oameni care la ora actuală încearcă să creeze o perspectivă pentru mișcarea asta AUR, trebuie să știți că până la urmă tot acolo ajung. Adică oricât ar încerca ei să elaboreze strategii, că sunt altfel, că sunt pro-europeni, că sunt civilizați, tot acolo, tot la tedeumul religioase îi aduce, tot în brațele unui obscurantism și așa zis bisericii neamului, minima apucă nebunia când îi aud cu biserica asta a neamului. Biserica e numai al lui Hristos. Deci cu biserica neamului și cu tedeumul religioase, cu scoaterea în evidență și exacerbarea acestei stări, până la urmă tot în brațele rușilor îi aduc. Tot pe aceeași cale pe care a mers Iuri Roșca cu obscurantism, o să-i aducă până la antene 5G și la chipuri implantate de Bill Gates în corpul lor și tot așa. Adică toți până la urmă se adună grămadă, tot acolo se adună. Bună, mie prieteni, eu vă mulțumesc foarte mult pentru, așa cum v-am spus, pentru empatia pe care ați manifestat-o în perioada mea acestei boli. Eu, așa cum v-am spus, sper că astăzi ați văzut că am revenit pe deplin la activități. Țineți minte, vă rog foarte mult, că această boală este o boală foarte grea. Pentru această boală, în fața acestei boli, puteți sta doar cu protocoalele deja existente și în Republica Moldova, Organizației Mondiale a Sănătății, puteți rezista cu caracterul dumneavoastră, cu inteligența dumneavoastră. Trebuie să țineți minte că câteodată contează ore, nu zile, ore în care trebuie să luați o decizie, să luați la timp antivirale, să luați la timp anticoagulante, să vorbiți cu medicul și să
nu vă infectați bacteria în plămânii dacă chiar aveți o viroză. Nu e strașnic, trebuie pur și simplu să gestionați această stare și să tratați această boală de pe pozițiile unui om sănătos. Eu n-am stat o clipă în pat, eu numai m-am culcat să dorm în pat. În rest, toată boala asta am trăit-o pe picioare. M-am mișcat câte 4-5 ore pe zi. Mișcare, anticoagulante, antivirale și multă încredere în faptul că puteți depăși această boală. Și cel mai important lucru, uitați tot ceea ce v-am spus eu acum și adresați-vă unui medic. Ceea ce v-am spus eu acum e doar o experiență a unui om civil care nu are legătură cu medicina. Unui medic. Găsiți un medic care este familiarizat cu protocolul Organizației Mondiale a Sănătății, este familiarizat cu experiența deja căpătată de oameni în lupta acestei pandemii și mergeți strict și monitorizați starea noastră a sănătății. Radiogramă, analizele biochimice a sângelui și o să reușiți să depășiți, dacă o să la timp, aveți toate șansele să depășiți cu bine această boală extrem de periculoasă. Eu vă doresc o seară bună, bunii mei prieteni, eu vă aștept miercurea viitoare la 20:30 pe antimafie.media.